Conform reformei asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, angajații vor ieși la pensie mai târziu și vor cotiza pentru o perioadă mai lungă de timp. Acum se discută despre majorarea vârstei de pensionare, aceasta fiind considerată o soluție pentru a echilibra bugetul fondului de pensii. Până la ce vârstă va trebui să activăm în câmpul muncii pentru a beneficia de pensie în eventualitatea majorării vârstei de pensionare? Soluțiile nu trebuie căutate doar în rândul angajaților care susțin prin cotizațiile lunare nu doar fondul de pensii, ci întreg bugetul de stat. Trebuie să avem în vedere că durata medie de viață în România este de 72 de ani la bărbați și 79 de ani la femei sau de 75 de ani, luând în considerare ambele genuri. Guvernul dorește să crească vârsta de pensionare. Ce părere aveți despre asta? Nu știu să spun multe, pentru că eu am o problemă de sănătate și vă dați seama că până atunci, nu, eu n-aș fi de acord. Deci, considerați că este o greșeală? Consider că e o greșeală, da. Pentru că și așa serviciurile la noi lasă de dorit, nu se știe cine mai iasă la pensie și când mai iasă și ar fi bine să le lasă totuși cum sunt. Femei cel târziu la 60 de ani. Da, femei. Și la bărbați la 65. Asta. Că nu au mult de trăit, că în România nu se trăiește. Viața nu e atât de lungă ca în alte state, în alte țări. La noi viața scurtă e 70 de ani. 70-75. Păi dacă iasă la 70 de ani, când drag mai mănâncă pensii? În veci. Părerea mehedințenilor este una proastă despre această hotărâre, deoarece dacă vârsta de pensionare crește până la 70 de ani de-a lungul timpului și viața de trai în România ajunge până la minim 75 de ani, cetățenii pensionari nu au timp să se mai bucure de această numită pensie, care oricum este una foarte mică în România.